așa, puțin în, în semicer, în semicer. Da, uite așa le aranjăm. Astăzi echipa partidului nostru am venit aici să-l comemorăm pe marele poet al neamului Gregorie Vieru. Astăzi este ziua lui de naștere. Generații întregi în țara noastră au crescut și cresc cu Gregorie Vieru, au crescut cu albinuța lui Vieru și este responsabilitatea noastră să-l comemorăm. Asta facem. Câteva versuri din bogata creație a lui Gregorie Vieru, eu și colegii mei. Cămașele. A fost război, ecoul lui și acum mai este viu, cămașe vechi, mai noi, amara amintire de la fiu. Ce? Știu cândva la mes de noapte, ori la răsărit de soare, stinge-mi sorochii mie tot deasupra cărții sale. Am să ajung atunci, poate, la mijlocul ei aproape. Și să nu închideți cartea ca perecele împleoate. Să o lăsați așa deschisă că băiatul meu, urfata, să citească mai departe ce n-a reușit nici tata. Iar de n-au să auză dânsii al străvechii slove Bucium, așezați-mi o caternă în toți codrii ei din Zbucium. Pentru noi toți, Gregorie Vieru va rămâne ca un poet al copiilor. Și acum cei doi pici ai mei le citesc preferata mea poezie despre mama și tata. Mama, pâine albă coace, noi jucăm voios, pentru pace, pentru pace, mulțumesc frumos. Tata fluiere ne face, noi cântăm duios, pentru pace, pentru pace, mulțumesc frumos. Mulțumim frumos!